Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem aici un Silver Chest în care găsim o epică, un Well Breakers. Bun, și în episod de azi vom continua cu meciurile din challenge. Jucăm la Fast Cycle Challenge, challenge în care trebuie să jucăm cu părți sub 4 elixir. Și vedem noi că am ajuns deja la 5 victorii din 7. Mai avem 2 vieți la dispoziție. Deck-ul pe care l-am gândit este foarte asemănător cu deck-ul meu obișnuit. Practic doar am schimbat racheta cu fireball-ul. Și haideți să-i dăm drumul cu meciurile. Sper să obțin din prima cele două victorii. Haideți să vedem. Începem cu Valkyra din spate. Spun Tesla în centru. Și știți, dau acolo un fireball pe acel acel Magic Witch. Bun, scăpăm aici de defense. Și aproape reușisem să ne dobărâm turnul. Să punem Tesla. Din nou mini pack-ul. Și vom încerca din nou cu freeze. Ai, prindem doar două cărți acolo. Hai să scăpăm de acel Mother Witch. Punem un Tesla din nou. Da, îi dăm un error și scăpăm deja de primul turn. Scăpăm și de acel Firecracker. Și ne vom focusa pe defense. Să punem aici mini P.K.U. Să punem aici Valkyra. Punem un Tesla. Dăm și un fireball. Speram să prind și goblinul acela. Mai punem un freeze aici și un fireball și intrăm în ultimul minut. Trebuie să avem grijă. Am jucat foarte bine până acum. Ne-am asigurat victoria. Trebuie doar să ținem de ea. Mai punem un arrows. Arcașele, de fapt. Punem aici un Tesla. Pun Valkyra să tancheze cât ce Night Witch. Dăm și un fireball. 27 de secunde. Hai să dăm un atac final. Bun, scăpăm de Cabrin, scăpăm și de Electro. Dăm un fireball și ar trebui să avem meciul câștigat. Da, a fost destul de ușor. Continuăm și cu ultimul meci. Ultimul meci cu care putem câștiga o legendară. Avem un legendary chest care poate fi fie o legendară, fie un wildcard legendar, care practic e cam același lucru. Și începem din nou cu arcașele din spate, dăm un mini pack aici pe tur. Hai să scăpăm și de Valkyra. Și acum e interesant ce va face el, pentru că a atacat pe ambele părți. Așteptam să pună un Skarmie acolo la P.K.A. A jucat-o bine, trebuie să recunoaștem. Și ce atac puternic ne trimite pe partea dreaptă. Da, trebuie să avem grijă. Suntem în
în dezavantaj până în acest moment. Stă un fireball aici. Da, ne-a rupt în două efectiv. Ne-am grăbit. Trebuie să calmăm un pic jocul. Și noi. Da, foarte bine a jucat cu acel Baby Dragon. Stăm și un Eros. Da, și încă e încă în avantaj. Probabil am așteptat să trimită și pe partea dreaptă ceva. Pus acolo. Excelent. Scăpăm de freeze aici. Trebuie să-i scoată turnul din mini P.E.K.K.A. Bun, scăpăm cu bine din din acest atac. Sunt șanse chiar să întoarcem scorul. După un hit avem perfect și trebuie doar să ne păstrăm acest avantaj. Okay. Da, suntem doar la distanță de un Eros. Ne va archila și ar trebui să dăm deja Eros-ul. Da, și hai să vedem dacă reușim victoria. Da, cu mici emoții la început. La un moment dat chiar credeam că vom pierde. Desigur, mai aveam șanse să câștigăm acest ultim match. Și hai să vedem ce ne pică în Legendary Chest. Prefera un Magic Archer, sincer. Baby Dragon. Inferno Dragon, pardon. Bun. Îl aducem la 6 din 20. Da, încă un challenge finalizat. Și vedem că la War avem... am dat deja meciurile. Așa că vom juca în arenă. O să mai dau două meciuri. Și dacă reușim două victorii, vom trece în champion. În următoarea arenă. Am încercat eu în zilele trecute, dar nu am reușit să depășesc acel prag de 6000. Hai să începem cu arcașele. Să trimitem și Valkyra partea stângă. Bun, dăm aici o rachetă pe Hunter. Scăpăm fără hit. Și avem un mic avantaj. Ok, să dăm aici un Eros, spun mini pe caum. Fou, ne-a rupt cu acel freeze, din păcate. Dar vom încerca acea schemă. Și vrea să prind ambele trupe cu freeze-ul. Da, și a failat cu... Nu mai dau freeze-ul. A failat cu acel... Da, acum. E drept, am avut mega noroc. Da, a failat cu acel tornado. Și... Cred că aici a pierdut meciul. Da, să ținem cont că are freeze. Un pic am târziu, dar e ok. Băi, și asta e șansa noastră. Desigur, mai avem nevoie de încă o victorie, dar e un început bun. Vom trimite mini pack-ul din spate.
partea stângă, spun la un moment dat Valkyria pe aici pe undeva, când să întoarcem, nu, schimbare de plan, să dăm un o rachetă pe trupele lui și trimitem Pogul, dăm un freeze, avem suficient elixir și pentru un Eros. Pun Valkyria, pun și arcașele aici, punem și mini Pekka. Bun, scăpăm de acest atac și practic vom obține victoria. Nu prea mai are ce să facă. Dar reușim un singur crown, dar e ok. Bun, haideți să vedem câte trofee vom primi. Undeva la 31, excelent. Și mai avem nevoie de 10 trofee. Practic o victorie ne asigură depășirea acelui prag de 6000 de trofee. Și vom fi foarte, foarte prudenți. Începem cu arcașele din spate. Un test aici. Scăpăm de atacul lui. Vom trimite Valkyria pe partea dreaptă. Trimit și Hogul. Am aici un hit de la Flying Machine. Dar important e scăpăm de acest Pekka mare. Bun. Da, ne apărăm bine. Vom rămâne în continuare în apărare pentru că e foarte riscant să întoarcă scorul în favoarea lui. Deci avem un avantaj foarte, foarte mic, doar 200 de hit points. Așa că trebuie să rămânem precauți. Punem Valkyria din nou în spate. Încercăm să construim un atac. Stau aici un freeze, pun și mini Pekka-ul. Pun arcașele pentru a scăpa de acel flying machine. Ne va pune partea stângă Mega Knight-ul? Nu. Să barbarii, ceea ce e și mai rău pentru noi. Ok. Scăpăm ușor cu puțin noroc. Trebuie să dăm un atac mai rapid, dar păcate, nu avem suficient elixir. A trimite porcii pe stânga, mă aștept. Dar să dăm aici un freeze. Pun și arcașele. Am pierdut destul de mult la viață. Slabe șanse să ne redresăm. Să rezistăm până la final. Stau aici un Eros. Dar din păcate vom pierde acest match. Încercăm un ultim atac cu Hog, Freeze și Valkyria. Da, nu. N-avem nicio șansă. E pierdut acest match. Nici măcar o minune nu ne mai poate salva. Bun, din păcate nu reușim să ne apropiem de
de championship. Până atunci, hai să mai creștem două cărți. Avem Electro Giant-ul, care este upgradabil la level 12, și Mega Knight-ul, care de asemenea este upgradabil la level 12. Bun. Păi cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.